Două noi focare de COVID-19 au izbucnit, ambele în sistemul de învățământ. Primul a fost confirmat la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, unde 5 angajați ai cantinei Titu Maiorescu au fost confirmați pozitiv. Al doilea focar a izbucnit la o grădiniță cu program prelungit din Târgu Frumos. Acolo, în urma testărilor, au fost depistate 3 educatoare. În focarul deja existent de la Centrul de Servicii Sociale Ion Holban Iași au fost confirmați încă 2 beneficiari. Astăzi, la nivelul județului Iași, 151 de persoane au fost depistate cu COVID. Incidența ultimelor două săptămâni este de 2,27 cazuri la 1000 de locuitori.